Caz îngrozitor la Mangalia. Un bărbat a murit după ce s-a aruncat cu mașina în mare de pe un pod. Tânărul și-a anunțat gestul extrem pe Facebook și i-a lăsat un mesaj de adio iubitei. De altfel, femeia este cea care a alertat autoritățile. Imaginile și informațiile care urmează au puternic impact emoțional. Acum trebuie să lase ușor să scoată apa din ea. Dar el mai înăuntru? Este momentul tragic pe care apropiații lui Cătălin sperau să nu-l trăiască. În mașina scoasă de scafandrii se află trupul neînsuflețit al bărbatului de 37 de ani. Bărbatul a plonjat cu mașina în mare chiar aici, în această zonă. Timp de mai multe ore s-au chinuit scafandrii de la ISU Dobrogea să scoată autoturismul din apă. După o ceartă cu iubita, Cătălin și-a anunțat apropiații că vrea să recurgă la un gest extrem într-un mesaj pe Facebook. V-am iubit pe toți și v-am respectat cât și cum am știut. Să mă iertați. Când a văzut că nu se întoarce acasă, femeia a mers la poliție. Era în toiul nopții, la ora 4, când a anunțat dispariția lui. Era însă mult prea târziu. În urma cercetărilor efectuate de polițiști, a reieșit că un autoturism ar fi sărit în apele mării în noaptea de 26 spre 27 octombrie, în jurul orei 1 și 56 de minute, de pe un postament de beton amplasat sub podul care face legătura între strada portului și insulița Mangalia. Lovește! Dă brațul mai în față, Doru! Apropiații sunt distruși de durere. Cum era el ca om? Foarte bun. Foarte, foarte bun. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.